De la sala de plen în celulă, apoi iar la sală, la sala de fitness. După aproape un an și jumătate de stat după gratii, fostul deputat Mihail Boldea o ia de la capăt și, ca să mai sară mai ușor peste obstacole, se antrenează. S-a apucat de sport și se antrenează în fiecare zi. Îi ajută și pe alții să slăbească sau să se mențină în formă. Deocamdată doar voluntar, însă se gândește serios să își ia un certificat de antrenor de fitness. În urmă cu aproape 2 ani, Mihail Boldea pusese punct carierei politice și celei de avocat. S-a emis un mandat de arestare în lipsă pe numele lui, în timp ce el era în Kenya. Era acuzat de înșelăciuni imobiliare. Ulterior a fost încarcerat. Spune că viața în penitenciar este un infern. Este iad acolo și este greu să explic în cuvinte stările, senzațiile pe care le trăiești în momentul în care suntem 15 persoane încarcerate într-o cămăruță de 20 de metri pătrați. A ieșit din arest în noiembrie anul trecut. De atunci încearcă să se întoarcă la viața normală. A început să facă sport, merge la sala de forță în fiecare zi și câteva ore și le petrece cu antrenorii și cu prietenii. Vin la sală, fac antrenament pentru mine, mai am prieteni cu care fac antrenament în sensul că le mai arăt eu exerciții. Deocamdată îi ajută pe alții gratuit, însă se pregătește să obțină și o diplomă de antrenor și să se apuce serios de treabă. Trebuie să-mi câștig într-un fel sau altul existența și cred că existența trebuie să o câștige fiecare dintre noi în condiții de legalitate și în condiții de respectare a tuturor măsurilor. În penitenciar tot sportul l-a ajutat să treacă mai ușor. Făcea câte 1000 de flotări în fiecare zi. Sport este o chestiune foarte sinceră, deci aici nu ai cum. Nu merge cu mită să-ți mituiești proprii mușchi sau cu corupție în ceea ce vrește propria persoană. Acum nu mai vrea să audă de politică, însă își dorește să poată profesa din nou ca avocat. Deocamdată judecătorii nu îl lasă, cel puțin până când nu se va finaliza dosarul lui. Și mai are încă o dorință, să se întoarcă în Kenya, acolo unde și-a petrecut ultimele zile înainte să fie arestat. Nu m-am sustras, nu am fugit, pur și simplu am plecat în vacanță. A fost bine în Kenya, a fost bine în Kenya, m-aș mai duce cu drag în orice alt moment al vieții când mi se permite să ies din țară. Până atunci însă mai trebuie să aștepte. Dosarul său este abia în prima fază la Curtea de Apel Iași.